Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Cum a fost această etapă de knockout pentru tine? A fost foarte diferit pentru că nu m-am așteptat să primez piesa asta. Și atât din punct de vedere stilistic, dar mai ales din punct de vedere estetic. Piesa asta o cântă soțul meu, iar eu plec de pe scenă și îl las pe el să cânte. Și eu cumva sunt atunci detașată, zic, da, o cântă soțul meu, piesa, ce frumos cântă soțul meu. Și am avut acum, înainte de a intra pe scenă, am început pur și simplu să plâng din cauza că îl auzeam în continuu pe el spunând, vezi ce faci acolo, vezi cum cânti acolo, vezi ce faci acolo la final. Și nu mai puteam să mă mai concentrez pentru că mă gândeam mai mult la ce ar spune el din cauza că eu cânt piesa pe care cântă el. Și să cânti Beatles este o mare onoare, pentru că Beatles se știe că e una dintre trupele care a schimbat foarte mult toate genurile muzicale existente astăzi. Iar Hey Jude este una dintre cele mai cunoscute piese. Toată lumea așteaptă refrenul. Na, 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 na. Și am vrut foarte mult ca piesa asta să fie așa cum este și eu sper din tot sufletul să se fi transmis treaba asta acolo. Cum te simți să fii oficial în semifinalele Vocea României? Se întâmplă prea repede totul. Prea... Când mă gândesc că mai ieri, eram aici, eram așa mulți. E presiune, pentru că acum nu este... Cu cât ești mai singur, cu atât ți-e mai greu. Când am fost așa mai mulți în echipă, aveam încurajare din partea fiecăruia, dar așa a început să fim din ce în ce mai puțin. Și crește tensiunea. Andra. Andra merge mai departe la Vocea României!